Ministerul Muncii și Casa Județeană de Pensii trebuie să pregătească minuțios recalcularea pensiilor după noua legislație. A atenționat la Bucovina TV în emisiunea Raportul de Seară prefectul județului Suceava, Mirela Domnicăi. Oficialul Guvernului în teritoriu a subliniat câteva riscuri. Prefectul Domnicăi a amintit de recalcularea pensiilor din anul 2009, pe vremea când era director la Casa de Pensii. Implementarea inițiativei a avut de suferit și astfel au fost calculate în mod greșit pensiile, iar instituția a trebuit să recupereze debitele de la beneficiari timp de peste 4 ani. Pentru că s-au recalculat greșit, ulterior depistându-se greșelile, în mod obligatoriu, funcționarul public trebuia să constituie un debit pe care îl recupera de la cine? De la pensionar care a încasat necuvenit o sumă. Ei, debitul acela adunat în timp reprezenta o povară. Chiar dacă n-aveai voie decât o poprire de o treime pe cuantumul pensiei să faci ca și reținere, și atunci se plătea eșalonat, dar numai stresul acela al pensionarului care știa care când datorează o asemenea sumă era suficient ca și argument pentru ceea ce voiam să spun acum, că trebuie realizată această recalculare cu altă abordare. În 2005 mi-am zis că era sintagma aceea că s-au luat lipitorii de afișe și s-au angajat în casele de pensie pentru a face recalculare. Adică oameni fără experiență, fără pregătirea necesară, nu poți să le pui în brațe pur și simplu angajați peste noapte unor persoane care nu au pregătirea corespunzătoare și repeși o anumită experiență, cel puțin în ceea ce privește legislația pensiilor sau cel puțin partea informatică, pentru că avem aplicații unde trebuie să introduci corect niște date și îți generează automat o decizie de pensie cu un quantum calculat. Dar trebuie atenție în ceea ce privește acest efort suplimentar, pentru că altfel se repetă ceea ce a fost ca urmare a ceea ce s-a întâmplat în 2005 la acea mare recalculare a pensiilor. Debite. Deci vorbesc de anul 2009 pe care l-am prins ca director în Casa Județeană de Pensii. Deci după 4 ani de zile încă se mai constatau debite și încă trebuiau recuperate.